Aș vrea să apuntez că activitatea la nivelul secundar școlar, desigur, la nivelul un sistem de echipă și în parteneriat, pentru că este foarte important să precizăm acest aspect. Colaborarea noastră este strategică, nu numai, adică având la bază acest plan, dar și, și fiecare elementele pe care le aduce fiecare în, ca și plus de valoare în strategia, în implementarea strategiei. Am venit împreună cu colega mea, doamna inginer Cramaric Elisabeta, dânsa va prezenta secvența specifică. Activitatea, revenind la activitatea educativă, aș vrea să vă spun că noi ne înscriem în strategia Ministerului Educației Naționale în ceea ce privește reducerea violenței în mediul educațional. Ca drept dovadă, alternativele educaționale pozitive care vin ca și sprijin de a nu-i tenta pe elevi să dezvolte acțiuni de violență, se vede un plus de valoare. Adică a scăzut numărul, deci din analiza violenței, cazurilor de violență, o analiză mult mai complexă pe care a solicitat-o și Ministerul Educației Naționale, se vede o reducere a numărului de acte de violență. Desigur, noi ne dorim, dacă s-ar putea, să se reducă la zero, ca să nu mai avem situații specifice care afectează echilibrul emoțional și dezvoltarea corectă a elevilor. Aș vrea să vă spun că alternativele educaționale de tip non-formal, extrașcolar non-formal și extracurricular s-au dezvoltat în mod special în programul național Școala Altfel, program care de 2 ani de zile s-a extins pe parcursul anului școlar, deci nu avem o singură săptămână pentru școala altfel, ceea ce este o facilitate oferită, în primul rând, elevilor. De asemenea, aș vrea să vă spun că, să vă spunem, referitor la aceste alternative educaționale, s-a extins cu societatea civilă, s-au extins activitățile de voluntariat, în care elevii au oferit elemente pozitive celor care sunt în risc, adică elemente în ce sens? Le-a oferit posibilitatea de a se orienta către, dacă au timp liber și nu au ce să facă în timpul liber, ei pot să se orienteze către zona de voluntariat. Și încă o dată punctez că de fiecare, de câte ori ne-ați permis să intervin, ideea de peer education, educație între egali. Adică tineri care au vârste apropiate, care sunt exemple pozitive, care pot să fie modele pentru elevii care sunt în risc, sunt altfel urmați de către elevii care sunt riși și care, unii dintre ei, desigur, pot să provină și din familii sociale în care grija față de proprii copii nu este așa cum ne dorim. Și pentru că am menționat familiile, aș vrea să vă spun că s-a extins un pic programele de intervenție, de sprijin către părinți, prin Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Marea Mureș și le mulțumim frumos colegilor psihologi, pentru că la nivel de unități școlare, știți, funcționăm atât prin consilieri educativi care dezvoltă activități extrașcolare, cât și prin colegii psihologi, care nu numai la cabinet desfășoară activități specifice, dar și în proiectele educaționale și, desigur, raportul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională este spre informare către dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să punctez câteva pe care noi le-am trecut și în raportul dumneavoastră, care vi l-am înaintat. Sunt câteva acțiuni pe care le-am desfășurat. O parte dintre ele, probabil le va menționa și doamna director al CPK Maramureș, colega noastră, doamna Selejan. Am dezvoltat un proiect la nivel și am sprijinit proiectul Mesajul meu antidrog, tot ca alternativă educațională corectă. Mesajul meu antidrog anul acesta n-a permis organizatorii să invităm o echipă de elevi din școala Iehud și vreau să mulțumesc în acest moment domnului primar din Iehud care a facilitat participarea elevilor. Au venit și îmbrăcați în costume naționale și au prezentat o scenă foarte interesantă, tocmai ca și alternative în zona aceasta pozitivă, da? De asemenea, noi am făcut selecția la concurs național de proiect antidrog împreună.
proiecte care sunt desfășurate la nivelul unităților de învățământ s-au calificat cei din Seminarul Teologic și Liceul Emil Racovița. Legat de continuitatea, pentru că menționați dumneavoastră, comparativ cu ceea ce am raportat ultima dată. Da, da. Vedeți, activitățile fiind și poate o perioadă mult mai încărcată, da? Pentru că este sfârșitul a fost sfârșitul de an școlar. Activitățile acestea s-au concentrat cu precădere și în timp pentru orele de consiliere și dezvoltare personală, referitor acestea fiind orele de dirigenție, prin colegii noștri, profesorii diriginți, dar și printr-o accentuare a activităților partenerilor în, nu numai în cita școlii, ci și în, în afara unităților de învățământ. Util a fost proiectul pe care l-am dezvoltat în parteneriat cu instituțiile specializate, și anume acela educația juridică. Am avut invitați judecători, procurori, aș vrea să punctez acest aspect, dar inclusiv procurorul șef, și mulțumim frumos domnului Gabor. A lucrat cu elevii, le-a prezentat cadrul legal și nu numai aspecte pe care noi putem, ca și cadre didactice, dar și elevii le pot transforma din zone de risc în zone de dezvoltare personală a elevilor, pe care noi cu toții ne dorim să fie o dezvoltare echilibrată și corectă. Din datele transmise de unitățile școlare, pe ceea ce înseamnă sume alocate, s-a constatat o scădere a acestei investiții, deci a sumelor investite pe acest domeniu de împrejmuiri, sisteme de supraveghere, pază. Și această scădere se datorează și faptului că la nivelul județului sunt foarte multe unități școlare care vor intra în programe de reabilitare pe POR sau pe PNDL. În momentul în care aceste școli știu de faptul că ele vor fi reabilitate nu numai pe un anumit segment, ci vor primi o reabilitare în toate domeniile, atunci ele trebuie să aștepte până la finalizarea proiectului și demararea lucrărilor. Pe POR, la Inspectoratul Școlar, am primit deja solicitări de la autoritatea locală pentru 14 unități școlare care vor intra pe POR sau pe clădiri noi care vor fi realizate prin aceste finanțări. În afară de faptul că aceste școli și clădiri de grădinițe noi vor fi deja pe alt segment, deci din proiectare cu îndeplinirea condițiilor din acest moment în ceea ce privește autorizarea ISU și sanitară, la cele care există și care prezintă probleme, conform cu ceea ce am primit tot de la domnii directori, au fost semnalate la Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, lipsa împrejmuirii. Deci acolo a rămas aceeași situație în care școala nu poate fi protejată din lipsa gardului, lipsa sistemului de supraveghere exterior, fiind o zonă mai izolată în care se întâmplă tot felul de probleme, deci nu putem să cerem unei conduceri de școală să facă paza unei clădiri care nu are condiții minime de protecție. La școala Petre Dulfu se solicită extinderea sistemului de supraveghere video. La Colegiul Tehnic Angel Saligny este o problemă în ceea ce privește accesul în curtea școlii, aceasta fiind liberă și intrând oameni care nu ai niciun fel de control a persoanei care intră și unde se duce, ce merge să viziteze. Tot așa, la Saligny s-a semnalat lipsa sistemului de supraveghere video și lipsa personalului de pază. Aceasta este încă o problemă, pentru că la nivelul unităților școlare sunt destul de limitate posturile de pază. Și atunci, dacă unitatea școlară nu găsește o variantă de a încheia un contract cu o firmă autorizată pe ceea ce înseamnă faza obiectivului, se întâmplă tot felul de minuni. Deci nu poți să ai pretenția de la un om angajat ca și personal
nedidactic în școală, deci ca și auxiliar, deci ceea ce înseamnă femeie de servici sau om care, maestru sau nu știu, da, de întreținere, să asigure o pază a unei clădiri. În momentul în care școala reușește să-și închidă niște porți, da, la curtea școlii, ca să nu intre personalul sau să nu intre persoane străină în timpul în care sunt ore, și dacă găsește o modalitate de a verifica un pic persoanele care intră în școală, aceste surprize se pot evita. Alte probleme care au fost semnalate au fost la ceea ce înseamnă clădirile. La liceul sportiv ni s-a semnalat faptul că sala de gimnastică este într-o situație mai dificilă, ea fiind o clădire mai veche și care n-a fost reabilitată în ultimii 20 de ani. La Lucian Blaga s-a cerut refacerea instalației electrice, la școala Vasile Alexandri și la școala Petre Dulfu s-a cerut suplimentarea posturilor de pază, pentru a avea asigurată paza măcar pe perioada în care se desfășoară cursuri. Deci este bine acolo. Deci este bine, deci supravegherea video nu îți rezolvă problema. Deci omul care este acolo și este prezent, el altfel poate lua măsuri decât înregistrarea video și identificarea și alte probleme. O altă problemă care se pune la aceste școli în care avem copii care sunt de etnie romă, cum este școala Vasile Alexandri, Petre Dulfu și Fericea, este această numărul mare de absențe care se înregistrează la aceste clase și abandonul școlar din cauza faptului că acești elevi nu au interesul pentru educație și disciplina și nu înțeleg disciplina care se impune la școală. Și problema nu este că ei nu înțeleg, dar nici cei care ar trebui să le spună că trebuie să facem carte, nu avem suportul acestora. Aceasta ar fi din ceea ce privește trimestrul 2. La solicitarea dumneavoastră am reactualizat în colaborare cu domnii de la ISU o situație a ceea ce înseamnă autorizațiile de securitate la incendiu. În această situație avem proiecte 35. Da. Nu, deci eu vă arăt această situație a mea. Da, am văzut-o și aici, dar am văzut și raportul. 18 controle au fost executate cu 54 de deficiențe. Da. Din această listă sunt unități școlare la care s-a primit avizul pentru proiect, dar nu sunt finalizate lucrările. Cum avem la grădinița step by step, avem la grădinița numărul 30, avem la grădinița numărul 8, care și acum este în execuție, și atunci ele, chiar dacă apar în această listă, nu pot fi încă judecate, pentru că ele nu pot fi autorizate numai după recepția la terminarea lucrărilor. Cealaltă problemă este cu ceea ce s-a făcut investiții din proiectele Ministerului Educației și care înseamnă o parte finanțată prin fonduri de la Ministerul Educației și o parte din autoritatea locală. În aceste proiecte care au fost făcute prin finanțare MEC, partea autorității locale era ceea ce înseamnă branșamentele la utilități, centrala termică și realizarea împrejmuirilor și amenajării curții. Problema este că întotdeauna în momentul în care s-a terminat partea de finanțare MEC, autoritatea locală nu a mai făcut restul de lucrări sau nu a mai reușit să țină pasul în vederea autorizării acestor clădiri. Deci problema se pune că noi nu trebuie să găsim un vinovat, ci trebuie să solicităm părții autorității locale să-și facă treaba până la sfârșit. Pentru că nu poate fi vinovat omul care investește într-un obiectiv care este în teritoriul tău, ci trebuie să fii responsabil că în momentul în care ai semnat un protocol și te-ai angajat la niște lucruri, tu trebuie să rezolvi măcar partea minimă din ceea ce te-ai angajat. În această situație, deci acum avem, și am discutat și cu domnul colonel, am discutat faptul că anul trecut în Maramureș s-au finalizat 4 grădinițe. Este vorba de grădinița din Ulmeni, Ardusat, Lăpușul Românesc și Fărcașa.
La aceste grădinițe, noi săptămâna viitoare vom merge cu comisia care se numește de către Ministerul Educației pentru a face recepția finală. Și din ceea ce știu eu până la această dată, singurii care au reușit să facă partea care le revine ca și autoritate locală este Farcașa și Ardusatul. Și atunci noi o să încercăm să le amintim domnilor primari că trebuie să-și autorizeze clădirile și să respecte ceea ce au promis la momentul în care au intrat în aceste programe. Și vom vedea ce se va mai întâmpla. Asta e marea problemă la unitățile școlare. Nu este depusă documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Ori noi, fără documentație, fără un dosar în spate, nu putem să eliberăm o autorizație. În trimestrul acesta, din cele 18 unități de învățământ controlate, majoritatea au fost unități fără autorizație. Cu ocazia acestor controle, noi le-am acordat asistență tehnică de specialitate privind modul de obținere a autorizației de securitate la incendiu. Documentația care trebuie să o încropească în colaborare cu conducerea unității administrativ-teritoriale. Nu mai știu ce... Numai dumneavoastră puteți să dispuneți acum ce măsuri să luăm în continuare. Noi am încercat pe cale amiabilă, am încercat cu în anumite condiții să... Nu știu. Nici nu mai știu ce să mai zic în legătură cu... Am încercat cu primari, cu viceprimari, cu secretari, am avut discuții, au fost și colegiul prefectural și s-a discutat și în colegiul prefectural această problemă cu întocmirea documentației. În afară de a scrie, nu putem face nimic. Știu că și anul trecut pe analiza la Triviesul 3, da. Noi eram instalați tineri de lună de zile în funcție sau de lună jumate, domnul Preuș m-a lăsat tot pe mine de am făcut ședința, da. Și știu că atunci am făcut un apel prin asociație, prin inspectorat, da. Tuturor directorilor de școală, ca până la 1 octombrie am avut acea posibilitate de să depunem documentația chiar dacă nu-i completă. Exact, se făcea... Pe parcurs. Acum, acea perioadă a expirat. Cine n-a intrat în acea perioadă de grație, ne pare rău, o să ne dați lista cu obiectivele și singurul lucru care putem să facem este să le atragem atenția în scris tot timpul domnului. Că altfel... Deci noi încercăm totdeauna când mergem în control, indiferent dacă îi unitate școlară autorizată sau neautorizată, luăm legătura cu conducerea unității administrativ-teritoriale și le explicăm dacă fac investiții pe unitățile școlare, să aibă în vedere faptul că sunt anumite investiții pentru care trebuie obținută autorizație de securitate la incendiu. Sunt unități administrativ-teritoriale care se conformează, depun documentația, o depun într-o anumită formă care necesită completare, dar bunăvoință este. De exemplu, Cerneștiu a depus documentația, era documentație incompletă, s-a retrimis la beneficiar pentru completarea documentației, urmează să o depună. Deci Comuna Cernești pentru toate școlile, mi se pare, din comună. Știți că la o analiză care am făcut-o noi pe ei, sau așa mai între noi, am ajuns la concluzia că sunt foarte puțini tehnicieni care pot întocmi această documentație. Care e situația reală acum? Că noastră sunteți în contact. Deci, s-a mai diminuat acest efect sau nu? Nu. Din păcate nu. Din păcate nu. Deci avem prea puțini tehnicieni care... Deci sunt prea puțini arhitecți care să facă sau ingineri care să facă documentația și au un volum de muncă foarte mare. Refuz, exact. Da. Spre surprinderea mea, și nu știu dacă sunt singura care o să fie surprinsă, aceste proiecte noi care se depun acum pe POR și pe PNDL au o mică lacună din punctul meu de vedere. Să nu spuneți că n-am prevăzut de toate. Nu, haideți să vă spun. Deci în momentul în care vine un proiectant și discută cu primarul pentru un proiect nou de grădiniță sau de școală, merge pe ideea pe care o are arhitectul sau acel proiectant. În momentul în care el scapă niște faze, că noi, de exemplu, la un moment dat, pe acest program care era derulat de Ministerul Educației, era un aviz educațional, în care directorul de școală să poată să spună care sunt spațiile de care el are nevoie. Pentru că degeaba îmi faci tu mie 20 de săli de clasă dacă n-am grupuri sanitare, dacă n-am un secretariat, dacă n-am o sală
dacă n-am un CDI, dacă n-am, nu știu, deci niște spații care mie îmi cer, mie mi se cer din punct de vedere al autorizării spațiului ca și aracip, deci ca și activitate care o desfășor. Și atunci eu spun că trebuie găsită o formulă, pentru că anul acesta, dacă se va da drumul și la PNDL2 și se va merge și pe POR, care iară va fi o chestie foarte economică din partea celui care face finanțarea. Da? Deci cel care face finanțarea, el merge pe partea cât este valoarea acestui proiect, ce trebuie să îndeplinească proiectul. Nu știu dacă nu e scăpată partea aceasta de avizare educațională, în care omul care va folosi spațiul să poată să spună și el: domnule, stai că mai am nevoie de ceva. Marea majoritate a activității pe care noi le desfășurăm se integrează în sfera prevenirii consumului de substanțe. Evident, colaborarea noastră merge începând de la inspectoratul școlar, pentru că noi ne adresăm în mare măsură aceste categorii de tineri. Și după aceea, evident, împreună cu colegii de la IPJ și cu colegii de la jandarm, cu care desfășurăm activități preventive. Atribuțiile noastre sunt strict pe partea de prevenție și de consiliere a persoanelor care au consumat droguri sau a familiilor acestora. Activitățile de prevenție am încercat să le desfășurăm în tot județul. Suntem doar 3 oameni și este foarte greu să ajungem peste tot. Am încercat să ajungem atât de la nivel primar, până la nivel gimnazial. Poate că o să vi se pară puțin forțat să spun că facem prevenire la nivel primar. Evident că nu vorbim de prevenirea consumului de droguri la nivel primar. Vorbim de dobândirea de abilități de viață sănătoasă, pentru că toate studiile în domeniu constată faptul că dacă încep cu copiii de mici și încerc să le dezvolți abilități de viață sănătoasă, la vârsta adolescenței sunt riscuri mai mici ca ei să dezvolte comportamente adictive referitoare la droguri, la droguri în general. Mi-am pregătit pentru astăzi o evaluare, ca să spun așa, a activității pe întregul semestru întâi și pot să vă spun că am încercat să ajungem, cum am spus, în întreg județul. Am avut mai mult de 50 de activități preventive, atât în școli cât și în licee. Sunt că proiecte ale Agenției Naționale Antidrog care se implementează la nivel județean. Una dintre campanii, dau un exemplu, se numește Pot Altfel și este destinată prevenirii consumului de cannabis. De ce? Pentru că studiile în domeniu spun că acesta este cel mai consumat drog ilegal, nu numai în România, cât și în Europa. Apoi avem activități punctuale pe care le desfășurăm, fie cu ocazia diferitor zile, ca să le spunem așa, pe care noi le marcăm: Ziua Internațională împotriva traficului și consumului de droguri, Ziua Mondială fără tutun, Ziua Națională fără tutun, cât și punctual la solicitarea partenerilor noștri din școală. Pentru că de multe ori suntem sunați de către director, de către consilieri educativi, ei știu care este activitatea noastră și de fiecare dată când simt nevoia să discutăm aceste aspecte, ei ne sună și ne cheamă. Împreună cu doamna Bănică, la fiecare început de an școlar și după aceea pe parcursul anului, participăm la diferite activități pe care dânsa le organizează împreună cu consilierii educativi, unde sunt prezentate programele pe care le desfășurăm pe partea de prevenire, unde sunt solicitați, ca să spun așa, să se implice activ, așa cum spunea și doamna Bănică. Și apropo de manifestarea la care au fost invitați copiii de la EUD, am premiat la nivel județean copiii care s-au implicat în concursul național Mesajul meu Antidrog, unde au fost și am încercat să-i premiem, pentru că atâta vreme cât copiii se implică în astfel de activități, mi se pare foarte corect să fie premiat, să le fie recunoscută munca. Încercăm să identificăm zone cu probleme, ca să spunem așa, dar deocamdată din activitatea pe care noi am desfășurat-o în școală, efectiv, nu am identificat.
În plus, partea de operativ, în partea de operativ, adică partea de combatere a fenomenului, noi nu avem atribuții. Au atribuții colegii noștri de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate. Criminalității grave, mă refer aici la fapte de omor, de tâlhărie, de consum de droguri. Nu am avut probleme în județul Maramureș. O situație mai deosebită a fost acel caz de la Sighet, intens mediatizat, în care se desfășoară cercetări de către parchetul de pe lângă judecătoria Sighetul Marmației, se va propune soluție. Desigur că infracționalitate mică, ca să spun așa, am avut în județul Maramureș, în trimestrul 2, în sensul de loviri sau alte violențe, au fost constatate 8 fapte, vătămări corporale din culpă, o faptă, furt, 3 fapte. Nu putem aprecia că este o problematică deosebită și aceste loviri sau alte violențe sunt de genul împingeri între copii, care noi suntem obligați să le înregistrăm, având în vedere acest domeniu monitorizat inclusiv de noi. Referitor la mediul în care s-au comis, am avut 10 fapte în mediul urban și 3 fapte în mediul rural. Dintre acestea, 12 au fost comise în incinta unităților de învățământ, 2 în zona adiacentă unităților de învățământ. Ceea ce mă bucură este faptul, în situația acestor evaluări, nu am avut probleme deosebite, împreună cu colegii jandarmi am avut atribuții, ba pe transportul lucrărilor, ba asigura ordinea și siguranța publică în zonele adiacente unităților în care s-au desfășurat, la nivelul județului Maramureș nu am avut probleme deosebite. Ceea ce mă îngrijorează, totuși, din punct de vedere al siguranței în școli, sunt aceste unități de învățământ care nu dispun de nicio fel de protecție. De protecție. Din evidențele noastre. Din evidențele noastre avem 78 de unități care nu au gard împrejmuitor. Avem 21 de unități amplasate într-o zonă iluminată necorespunzător. Avem 30 de unități școlare aflate în zonă periferică. Anul trecut, din câte știu eu, am transmis o adresă către inspectoratul școlar referitor la întocmirea unor analize de risc. Acele analize de risc stau la baza întocmirii planului de pază și ulterior înaintării către noi spre avizare. Primim foarte puține planuri de pază spre avizare. Noi încercăm în situația în care primim aceste planuri de pază, în care sunt prevăzute pază umană, pază prin sistem de supraveghere, sau orice alte forme de pază pe care unitatea de învățământ le consideră, încercăm să purtăm un dialog pentru a ajunge la cele mai bune soluții în vederea vizării și de către noi a planului de pază. Primim foarte puține astfel de planuri de pază. Nu știu, analizele de risc, mi se pare până pe la mijlocul anului, este termen limită. Dacă nu se prorogă acest termen, nu știu ce se întâmplă, că nu aș vrea să ajungem în situația, știți cum e, când se întâmplă ceva într-o unitate de învățământ, ne ducem în verificări vis-a-vis de existența planului de pază, o să constatăm că nu există, suntem puși în situația de a aplica sau nu sancțiune contravențională, destul de neplăcut, pentru că sancțiunile sunt mari.